Bun găsit, dragi prieteni! V-ați dat seama că acesta este un spray? Stai să-l las aici jos, să nu facem, doamne fere. Spray e spray, tăticule, indiferent. Că poate să fie spray de gândaci, de țânțari, de fixativ, de bărbierit, de dala sub braț, de odicolon. Spray este spray. Oricât ar fi el de spray, nu m-am și aprins un pic, îmi cer scuze că vorbesc așa, nu poate să coste 100... că mă înțeapă inima, dar nu mai pot, 20 de milioane de euro. Ei bine, dragi prieteni, există așa ceva și chiar are legătură cu spray-ul, era să zic, cu fotbal. E drăcioara asta mică, bătăticule, dă poartea la cingătoare arbitru și o mai scoate, o agite un pic și mi-ți-l dă pe Messi la 9,15 metri și se trântește la Cabușteanu pe spate. Bun, și care legătură? Dați-mi voie să îndreg glasul, mă înțeapă de fiecare dată inima când citesc sume din astea uriașe, și să citesc acest comunicat de presă. Brazilienii Pablo Silva, ok, și Aine Alemaine. Așa îl cheamă pe om, e brazilian. Alemagne. Bănuiesc că se citește Alemania, adică e un fel de germanul. Nici asta nu contează. Au câștigat miraculos, pentru persoanele suferinte de inimă, rugăminte, așezați-vă un pic pe scaun acum, 120 de milioane de euro. Păi, bravo, să fie sănătoși. Decizia definitivă în cazul spray-urilor ce delimitează zidul la loviturile libere. Concret, inventatorii trebuie plătiți cu 15.000 de euro pe fiecare meci jucat din 2017 sub oblăduirea FIFA. Oamenii au zis, băi, invenția noastră, spray-ul ăsta, băieți ăștia doi, Pablito și Haine ăsta, să fie sănătos, de dat Dumnezeu multă sănătate. Și a zis, bă, dați-ne aia. Pleacă, bă, dai și cu invenția voastră că dăm cu spray din ăla de bărbierit. Bă, dați-mi banii, că noi am inventat asta, că rămâne spuma aia după care dispare. Bă, te bă, de aici. Și i-au dat în judecat. Disputa datează din 2014, iar acum există o sentință concretă. Secția 14 a Curții Civile de Justiție din Rio s-a exprimat obligând FIFA, nu mai e cu așa, să plătească inventatorilor pentru că i-a acționat cu rea credință și s-a înșușit ideea, cum sună asta, i-a dat și două palme lui FIFA, poc, poc, suma record de 120 de milioane de euro. Au calculat ei câte meciuri au fost, 15 cocostârci, mii de cocostârci pe meci, hap, spray-ul ăsta. Silvica, unde am fost, mă, să avem ideea asta noi? Adică de la un spray? Bun. Blatter, în calitate de președinte al FIFA în 2014, ajunsese la o înțelegere. L-a prins că e ceva și a zis, vă dăm 40 de milioane. 2014. Da, dar nu i-a dat. A venit ăsta la altul, cum îl cheamă, mă, nea Gianni Infantino, ăsta, zici că are nume de, mă iertați, dar are nume de manelist. Nea Gianni Infantino. Așa, actualul președinte a zis, nu mă, nu, dacă n-am venit în 2007, ce a zis ăsta, mă? Păi bă, Blatter a lăsat cu limbă de moarte, du-te bă de aici, nu plătim nimic. S-a adunat, s-au făcut 120, de ce, spuma asta de bărbierit, 120 de milioane de euro? Băieții au spus așa, ei oameni simpli, din popor, din favelă, suntem foarte fericiți, dar și șocați că doi indivizi simpli ca noi au doborât un astfel de gigant. Tăticule, să răpui FIFA, e greu de tot, sunt cuvintele rostite de Pablo Silva, cei doi inventatori ai spray-ului. O invenție banală, bă, băiete, bă, da, zici că spray-ul ăsta cu sus, cu spume, noi ce putem să... Da, putem? Bravo, uite, din regie, mi se spune asta, cingătoare asta sau ceva, un... Ce am mai putea noi? Ăia cu varul nu mai merge, că ați văzut că au dărâmat zilele trecute, au spart aia de la Gremio cu Palmeiras. A venit cu asta, să facem două supape la minge, mă gândesc, nu știu, una să bagi și una să scoți aerul sau ceva. Deci ăștia băieții, ca să nu mai lungim, tată Pablo, dea Dumnezeu sănătate și cu ăsta la altul cu Alemaine, ați venit cu spray-ulețul ăsta, atât ca e tăticul, îl bagă la cingătoare, îl scoate, 120 de milioane de cocostârci. Mai stătea un pic să făcea, este a șaptea parte dintr-un miliard de euro. Mai multe n-avem de spus decât cartofi, decât să te duci acasă, să iei spuma de bărbierii, să tragi pe-n sufragerie, ca să simți și tu că, da? Mi-ai de mulțumiri că ați fost alături de noi. Ce idee, bă, să-ți vină treaba asta? Pablito și ție, Haine, la fel, încă o dată, felicitări, felicitările masa și dansul. Rămâneți pe as.ro. De fiecare dată când vă bărbieriți, agitați aia și vă dați în palmă, gândiți-vă că undeva într-un colț de lume, unii au luat 15.000 de euro pun meci pentru astfel de invenție. Toate cele bune și nebune. Numai bine, la revedere!